au făcut șocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Lume, noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. Nu avem niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de casino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, ne am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajunge așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului. Păi și ce-mi dai mie peste picior? Vorbește tu! Bună seara! Și îmi cer scuze! Te-au băgat în cadru așa că trebuia să... M-a băgat pe mine în cadru, trebuia să încep eu emisiunea, da. Dar eu stau mai prost la introduceri, deci îi dau cuvântul lui Irina. Da, mulțumesc pentru amabilitate. O să vorbesc eu. Vorbesc eu la început, apoi o să las cei doi domni din platou, că deja i-ați văzut că este vorba despre doi domni care vor vorbi. În prima parte a emisiunii o să vedem un caz care se întâmplă în România, pentru că România este țara tuturor posibilităților. Bineînțeles, se pot întâmpla multe și se întâmplă. Ei bine, se întâmplă ca invitatul nostru din această seară să nu mai aibă un contract de muncă de vreo 7 ani, dar să lucreze, ghiciunde, pe la CFR. Se întâmplă, spuneam, în România zilelor noastre. O să vedem cum se bat cap în cap niște adrese pe care le trimit reprezentanții unor instituții ale statului. De ce se întâmplă lucrul acesta? Poate primim un răspuns în seara aceasta. Ei bine, o să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în plan politic, dar asta în a doua parte a emisiunii. Până atunci vreau să discutăm cu domnul Cristinel Gârlea, angajat la CFR, încă angajat, deși spuneam numai i s-a desfăcut contractul de muncă și nu i-a fost întocmit un altul. Cum este posibil asta? Spuneam, încercăm și noi să aflăm. Dumnealui timp de 7 ani nu a reușit. Și bineînțeles domnul Ivan, care nu mai este uimit de nimic aici, zâmbește pe sub mustață, nu pe sub mustața lui Dragnea, deși astăzi Dragnea cu siguranță a zâmbit pe sub mustață. Irina, ca să întărești cele spuse de tine, pe mine m-ar surprinde normalitatea. Atunci, da, când văd o chestie firească, chiar rămân surprins. Ieșim din tiparul nostru al României, cum spui tu. Dar când văd astfel de fenomene întâlnite, nu. E normalitatea în care noi trăim, oameni. Deci... Știi ce mă frapează pe mine? Că tot timpul, de fapt mă frapează, nu mă mai frapează, dar o perioadă m-a frapat, că tot timpul cei care se lovesc de astfel de probleme, din care ies foarte greu, pentru că, spuneam, instituțiile statului sunt atât de competente încât se bat cap în cap atunci când dau niște răspunsuri, sunt oamenii de rând, adică suntem noi, nu și cei care au puterea, nu și cei care au niște funcții, care au niște posturi în care au fost plantați de niște protectori. De celor nu li se întâmplă astfel de lucruri? Pentru că legea probabil este altfel înțeleasă și altfel aplicată pentru ei, zic și eu, și atunci dacă ajungem la dubla măsură, unde mai este egalitatea în fața legii? Că asta spune Constituția, adică aia pe care o tot invocă și opoziția și puterea, dar doar atunci când trebuie să iasă din anumite situații cele două părți ale politicii. Domnule Gârlea, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și sper că această emisiune să scoată la lumină aceste abuzuri, efectiv, abuzuri, că n-am cum să le numesc, săvârșite de conducerea
regionale CFR Craiova respectiv, domnul director Scăunașul Doru Fredi, și de domnul Aldea Marin, care este șef Serviciului Resurse Umane de peste 25 de ani în conducerea regională CFR Craiova. Și ca subiect al discuției, în 2011, mai exact în luna iunie, m-am pensionat pe caz de boală, tot în urma unor situații prezentate în trecut, având după în vedere... Avuseserați un tren care e o poveste mai veche un proces, și am fost sancționat. Să discutăm și de asta. Un proces cu domnii de la conducerea CFR, cei care vă puneau să dați drumul unui tren nesemnalizat în circulație. Sigur. Și pe care i-ați câștigat ulterior? I-am câștigat în luna martie 2012, dar între timp m-am pensionat pe caz de boală, mai exact în luna iunie. Am așteptat decizia de pensionare timp de 2 luni de zile și drept urmare am solicitat de lucru 4 ore. Având un contract de muncă, jumătate de normă, cu drept de muncă 4 ore, având un contract de muncă încheiat în 1998, care acel contract era cu normă întreagă, eu solicitând de lucru 4 ore, angajatorul respectiv trebuia să încheie un contract cu timp parțial. Dar ce s-a întâmplat? În data de 15/9/2011, acest contract a încetat de drept. Prin urmare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj mi-aduce la cunoștință că acest contract este încetat din data de 15/9/2011, iar în prezent lucrez în baza aceluiași contract, unde spune că care a încetat de fapt, iar normal trebuia să încheie un alt contract, logic. De această situație... În fine, dumneavoastră, când v-ați dat seama de lucrul ăsta? Când v-ați dat seama că nu aveți un contract pe care să-l fie asumat? Păi mi-am dat seama pentru că am cerut pontajele efectiv luna iunie și iulie 2011, unde apar 2 luni de nemotivat. Deci dumneavoastră în perioada asta ați lucrat? Păi n-am lucrat, că așteptam decizia de pensionare. Iar eu mi-am dat seama prin adresele înaintate către Craiova, unde îmi spune... că nu a încetat acest contract, dar de fapt e încetat, pentru că contractul normal am depus în data de 12/8/2016, atenție, după 5 ani de zile am depus decizia de pensionare, dar Resursele Umane prin domnul Aldea spune că nu am depus și că am depus-o de-abia în 16/8, deci după 4 zile, și nu mai recunoaște efectiv că am depus-o. Dar acea decizie de pensionare a fost comunicată de către Medicina Muncii, pentru că am fost trimis acolo cu obligația angajatorului, iar Medicina Muncii a comunicat toate actele respective în 2011. Comunicând actele, normal că acel contract a încetat, dar eu lucrez în baza aceluiași contract. Incredibil așa ceva. Da. Deci dumneavoastră, în momentul în care ați solicitat celor de la CFR să vă dea un răspuns, ați primit ce anume? Am primit că nu a încetat contractul, dar de fapt a încetat. ITM Dolju spune că nu a încetat niciodată contractul. ITM Gorj vă spune că a încetat contractul. Dumneavoastră nu mai aveți exact, un contract în 15 ani, în 15 ani. Ce vreau să vă mai arăt? În perioada aceea, iunie-iulie 2011, vă pot prezenta 2 luni de nemotivat. Deci 2 luni de nemotivat. E incredibil așa ceva. Deci și trecându-mă concediu fără salariu, dar fără înainta fără eu cerere. Absolut. Și au falsificat aceste pontaje. Deci e incredibil așa ceva. Urmarea acestor situații m-am adresat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, unde am făcut o plângere penală împotriva directorului regionalei Craiova actual, Doru Scăunașu Fredi, și domnul Aldea Marin. S-a început urmărirea penală, am contestat în instanță, efectiv am contestat în instanță acele acte, chiar actul adițional, care act adițional intervine la contractul încetat. Și logic este abuz. Deci este logic că există un abuz. Prin adresa din 16/8/2016, semnat de șef resurse umane Marin Aldea, spune, a comunicat că vă încetează contract individual de muncă prin adresa din 4/8/2011. Acum vă spun că vi s-a comunicat că da, vă încetează. Dar nu mi-au dar în același timp spune că nu mi-au încetat raporturile de muncă. Păi dacă luăm dreptul
muncii, aici spune clar că încetează, raportul de muncă încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de muncă sau ca urmare a încetării acestuia, ceea ce arată ITM Gorjul. Așa, spuneți dumneavoastră că cei de la Dolj, de la ITM, da, vă spun mi-au exact spus invers. Că nu a încetat niciodată contractul. Deci nu a încetat. Dar ITM Gorj spune că a încetat, pentru că am făcut dar și am de luat ce, de ce credeți că sunt aceste răspunsuri contradictorii? Pentru a acoperi situația ca să arate că eu am contract, dar nu am contract de muncă. Eu efectiv lucrez la negru în prezent. Dar sunt plătit. Adică CFR-ul vă ține angajat? Absolut, absolut, absolut. Deci sunt plătit și n-am contract efectiv. Și aici am o adresă de la București unde spune așa: arată în clar dosarele cu care mă judec eu pe instanță, pe rol, și spune: pentru a soluționa acest conflict este necesară o negociere individuală între mine, strict, exact așa spune, strict, și conducerea regională Craiova. Păi am fost, și când vă spun cei de la București că trebuie să negociați am fost cu de regionala ori ca să vă încadreze? Păi în 21-3-2018. Anul ăsta, nu da. Da, anul ăsta, 21-3-2018. Păi am fost la negociere la Craiova de două ori până acum, și în luna mai, și în luna noiembrie. Din contră, mi-au dat scris în luna mai 2017 că au respectat un articol din contract. Păi nu l-au respectat, că le-a impus instanța să respecte, privitor la negocierea claselor de salarizare. Dar, dumneavoastră, spuneam eu la începutul emisiunii, ați mai avut niște probleme la locul de muncă, adică s-a ajuns la judecată, s-a ajuns la instanță în urmă cu 8 ani. Da. În urmă cu 8 ani, în 2008. A fost situația cu trenul acela nesemnalizat instituțional, la care am primit o dispoziție, mi-au dat o decizie de sancționare și aia n-avea data emiterii. Păi, deci haideți să explicăm, că oamenii nu știu despre ce e vorba. Eram de serviciu în stația Târgu Jiu, impegat de mișcare. Iar la data de 28 septembrie 2008, mai exact, am primit o dispoziție de la conducerea regională Craiova, respectiv inginerul Frăsinoi Victor, care era șef diviziei atunci la Craiova, să expediez un tren cu nereguli la vagonul de semnal, fiind ultimul vagon din tren, deci nesemnalizat instituțional. Și mi-au dat în scris să dau drumul, iar ceea ce eu n-am vrut să execut pentru că încălcam instrucțiile de serviciu, deci nu și aveau rostul. Răspunde, adică putea să răspundeți absolut, penal. Păi dar răspunde cel care execută. Și am fost sancționat disciplinar, m-am judecat 4 ani, am demonstrat nevinovăția, eu de fapt sunt impegat de mișcare, dar dacă sunt pensionat pe caz de boală, nu pot să mai execut serviciul de siguranță feroviară privitor la funcția și, de impegat. Dar spuneți-i noastră atunci, ați dat sau nu drumul trenului? N-am dat drumul la tren, cum să dau drumul la tren nesemnalizat? Și ei mi-au dat scris, m-au impus și m-au mutat la sat unde am domiciliu. Dă-l, domnule, acolo că rezolvăm noi cu dânsul, nu e o problemă. Adică și cu colegul meu, că noi eram singuri. Pe dânsul l-a dat la Rovinari și pe mine la Valea și Sadului. Și ulterior, în instanță, ce s-a dat? Ulterior am rezolvat, ne-a dat decizie curtea de apel, mi-a dat câștig de cauză, am luat banii din urmă, m-au despăgubit, am făcut și chiar dar un dosar. Ce s-a întâmplat cu cei care vă obligau? Nu s-a întâmplat nimic. Care m-a obligat pe mine numai director la regionala Craiova. O decizie prin care puneați în pericol practic circulația singur, pe calea ferată. Singurul care a fost găsit vinovat a fost directorul de la acea vreme, Ciucă Dorel, care a semnat acea decizie fără data emiterii, fără a avea un control judiciar. Singurul vinovat care a fost amendat de parchet. Da. Ivan, cum ți se pare ce se întâmplă în România zilelor noastre? Trist, mi se pare trist. Știu unde e problema cea mai gravă? Steam și mă uitam acum la om. Are 7 tocuri de acte pe aici. A învățat și legislație. Deci e situația atât de tragică, să știi, fiindcă, uite, ajung oameni după o viață de muncă într-un impas, se simt nedătățiți chiar de stat, că aici e cea mai gravă problemă. Și ca să-și atingă, să-și dovedească nevinovăția, nu? Trebuie omul să stea, să facă 750 de adrese, să se judece ani de zile prin procese, chestii care, cum să zic eu ție, la un moment dat dezamăgesc. În ce sens? Orice cunoștință de-a lui îți dau scris, sau orice coleg, sau indiferent cine află spețe și vede, dau un exemplu, atâta război de 7-8 ani de zile,
abdică, se lipsește. Deci în situația în care poate ești nedreptățit, e clar că te lași la mâna ta și decât să te apuci de astfel de, deschizi astfel de fronturi, mai bine, nu știu, cred că te lași pierzan, îți pui mănușile în cui, rămâi un pensionar pe caz de boală și îți vezi de ale tale. Fiindcă, uite, aici e cea mai gravă problemă, încă o dată spun, statul nu-ți oferă minim de protecție ție ca cetățean. Deci minim, minim oru. Ba, din contra, am văzut, există niște oameni puși în funcții, că doar nu crezi că decizia pe care a primit-o dumnealui în urmă cu 8 ani să dea drumul unui tren nesemnalizat venea de la oricine. Există oameni puși în anumite posturi, în anumite funcții, care, iată, comit tot felul de, sau iau niște decizii după cum au ei chef, știind că nu plătesc ei. Plătesc cei care execută. Irina, oamenii care se uită la noi și probabil nu numai, înțeleg și cunosc astfel de practici. În momentul în care omul ar fi dat drumul la tren, presupun, se întâmpla vreo tragedie. Deci, ține minte ce spun, nu mai vedeai nici unghie din șefii ăia să vină să-și asume, să spună, du-i, am la dispoziție scrisă, verbală, cum am dat-o, să dea drumul la tren, să meargă de nebun, nu știu, pe mocăniță, că nici nu mai care ferată. Exclus, dacă era, dacă avea loc vreo tragedie, spun sigur că fugeau un păpușoi toți, niciunul n-a spus, n-a zis, n-a făcut, iar omul zicea la pușcărie. Mai sunt cazuri de genul ăsta întâmplate, nu unul, sunt sute probabil. Că, vezi, iar fac o mică paranteză și nu pot să nu dau dreptate permanent aparatului de specialitate, cum a fost și în cazul primăriei Târgu Jiu. Bă, dacă ăla e specialist, lasă-l mă pe el să spună, nu-l forța tu să spună, că atunci avem o problemă, uite, apar fel și fel de necazuri și ulterior cine e bun de plată? Cine a făcut-o? Că șeful niciodată nu o să-și mai asume. Ăla s-a dus. Pa! Da, din păcate nu se întâmplă de ieri de alaltăieri și uite, vedem că situațiile astea se repetă, și trenează. Spuneam, dumnealui s-a întâmplat în 2008, adică acum 10 ani. Da. Acum 10 ani. Absolut. S-a judecat 4 ani, până 2012, până luna martie 2012, unde Curtea de Apel Craiova mi-a dat o decizie definitivă. Și în perioada asta dumneavoastră mai erați angajat? Păi da, eram sigur că da. Erați angajat. Că de asta vreau să și vă spun. Și puteați cu banii respectivi să vă asigurați, să vă asigurați și traiul, să vă plătiți și un avocat. Și haideți să vă spun care a fost situația. Eu în 2011, când m-am pensionat pe caz de boală, le-am cerut de lucru. Ce credeți că m-a dat? M-a dat muncitor necalificat. Lucrări foarte grele. Uitați, scrie aici. Cu 4 ore. Să zic că ceva nu înțeleg eu acum. Păi da, eu judecându-mă cu ei atunci în 2011, ei ca să se răzbună pe mine, dă-l domnul acolo, nu se duce, îl dăm afară că ne-am săturat de asta. Nu înțeleg altceva eu. M-au dat dacă v-ați pensionat pe caz de boală, cum v-ați mai angajat iar? Eu asta n-ai ce am înțeleg eu. Aveam voie cu 4 ore. Aveam gradul 3 cu drept de muncă 4 ore. Și mi oferă legea 263 pe 2010, drept de muncă 4 ore. Norma redusă la jumătate. Dumneavoastră până atunci, până în 2011, pe ce post ați lucrat? Am fost implicat de mișcare. Așa. Sancționat la Valea Sadului. În 2011 au considerat ei că puteți să fiți necalificat și să... Da, m-au dat pe același contract care era încetat. Și ce credeți că am făcut ca muncitor necalificat? Am tăiat vegetație pe calea ferată. Dar aveam funcția de impecat. Și mai exact în 2012, în martie, eu aveam decizie definitivă să trec impecat de mișcare. Pensionându-mă pe caz de boală, nu mai puteam să fac funcția. Dar între timp m-au dat muncitor necalificat. Și atenție, după 30 de zile m-au trecut lucrări obișnuite, tot muncitor necalificat. Ce înseamnă lucrări obișnuite? Adică muncitor necalificat, fără nicio calificare. Având 3 cursuri la calea ferată, făcând 3 școli, impegat, colom invers, impegat, manevrant, acar, păzitor de barieră, conductor, șef de tren, șef manevră. Și am făcut toate funcțiile astea la calea ferată. Pe ultima dată am fost dat păzitor de barieră. Unde? La Plopșorul. La Plopșorul am fost dat păzitor de barieră. De ce? Așa a vrut conducerea. Din impecat de mișcare de la Sadu, m-am mutat la Plopșor. Că vezi... Asta după ce... Da, când mă judecam cu ei. Nu, înainte de m-a judecat cu ei. De m-a judecat pe dosarul ăsta cu muncitori necalificați. Dar după ce începuse conflictul, nu? Adică după ce dumneavoastră nu respectaseră acea decizie a șefilor. Da, după. Normal că după. Ca să se răzbune pe mine că am câștigat în instanță. Și le-am cerut de lucru. Da, conducerea de atunci nu s-a schimbat niciodată? S-a schimbat 8 directori până acum. 8. Cel care mi-a dat dispoziția aceea e șef, e director la București, la
deci a avansat la particular, la, la DB Schengel, e acolo e director. A avansat cu mașină la scară, cu... Mă rog, foarte bine, bine că a avansat, să-i ajute Dumnezeu. Dar nu trebuie să-ți bagi joc de om, că asta e toată problema. Muncești peste 25-30 de ani la calea ferată și te trezești muncitor necalificat. Asta cum vedeți dumneavoastră soluționată speța asta? Care e soluția concret? Speța asta, vă spun eu cum se poate rezolva. În instanță, în instanță am un dosar suspendat în baza articolului 413 Cod Civil, aliniatul 1.2, pentru abuz în serviciu împotriva conducerii regionale CFR Craiova. Și mi s-a admis cererea, s-a suspendat dosarul până se soluționează dosarul penal. O să am decizie și sentință definitivă în dosar penal și repun pe rol cauza. Și sunt convins că voi avea câștig de cauză, pentru că e incredibil așa ceva. Cum adică menții la calea ferată un salariat fără contract? Am făcut la conducerea CNCFR. Ce credeți că răspuns am primit? Se soluționează în instanță. Deci instanța rezolvă tot. Dar răspunsul de la București aici vine și spune, pe de altă parte, că o negociere strictă între mine și conducere. Păi haide să vă spun ce s-a întâmplat în 7 iunie, luna asta. A venit domnul director, scăunașul Doru Fredi, să se împece cu mine. Și m-a întrebat direct de ce îi spunea Doru. Păi i-am explicat de ce. Nea Doru îi spun pe Facebook. Îi spun Nea Doru pentru că este drăguț. Și a venit, m-a amenințat că mă dă afară când desface contractul. Și l-am întrebat, despre ce contract vorbiți, domnule? Păi eu am așa ceva. Că dacă îl găsește vinovat pe șeful serviciului resurse umane, pe domnul Marin Aldea, îl va sancționa de față cu șeful meu și cu colegul meu de birou, a spus așa ceva. Păi tu mă ameninți pe mine că mă dai afară și ce desface? Eu dacă îmi pun demisia, pentru unde îmi pun demisia la ce? Păi și salariul cum ți-l dă, domnule? Pontaș cum face fără contract? Că ceva totuși nu mi-e clar mie. Da, ceva nu se leagă. Deci ceva nu se leagă, adică cum? Mi-a dat salariul de la CFR, nu? Da. Păi cum dacă n-ai contract? În baza aceleași contract. Păi trebuie să existe care un contract, citat? Aia spun. Nu se păi, poate, trebuie să fie altceva. Citat. Au ei vreo găselniță făcută, nu se poate. Păi dar zice că e reactivat. Cum vă dă salariul, încă o dată întreb. Păi pe același contract, ăla din 98. Păi înseamnă că ai contract. Păi n-am cum să am dacă încetat. Odată încetat. Înseamnă că l-au reactivat, au făcut ceva, nu se poate. Nu poate. Băi, e la stat, nu e la privat. La privat, hai că o mai păcălești. Îl ții fără de muncă. Dar la stat cum? La stat, în codul muncii, nu există reactivare de contract. Am înțeles perfect. Cum vă luați dumneavoastră salariul? E un salariu normal, dar pe ce contract nu știu nici eu. Păi asta am întrebat pe domnul director. Doamne, spuneți-mi și mie, când aflați, păi cum iau banii? Păi când aflați situația asta, am dat și mie un răspuns, știu și eu. Băi, și nu vor să recunoască. Nu, ceva se întâmplă, nu știu, la privat înțeleg perfect. Noi în privat putem să mai facem astfel de practici, să avem, dar nu le facem carte de muncă, îi ținem la negru și așa mai departe. Bă, da la stat. Banii trebuie să-i justifice. Păi, cum dau ei salariu? Pentru mine, eu nu mă pricep în momentul de față să vin să fac un algoritm pe aici, dar o văd pe o logică simplă. Ești la stat. Statul când dă salarii, le dă în baza unui stat, e punct. Nu poți să faci acele statul dacă nu ai un contract. Dar atenție, deci ceva s-a întâmplat statul, acolo. Statul, dacă este să ne întoarcem un pic în timp să ne gândim că statul din totdeauna a fost așa foarte darnic. Că le face el pe dos, domnul stat, știm asta, Irina. Ei, același CFR. Ceva ne scapă nouă aici. Același CFR a fost foarte darnic, dacă ți-amintești tu, înainte de perioada asta. Cu niște băieți deștepți, cu niște neni, chiar de aici din Gorj, chiar de aici din Târgu Jiu. Cu niște centuri, cu niște din alea, multe altele. Exact. Au devalizat CFR-ul. Ce făcea CFR-ul? Păi CFR-ul ce să facă? Făcea niște contracte cu o firmă de aici, de la Târgu Jiu, care vindea centuri la un preț curățenii de în vagoane și toate poveștile astea. De nu știu câte ori mai mare. Ce făceau cu centurile decât cele reale. Da, de siguranță, centuri de siguranță. Păi probabil voia cineva să se urce pe tren și a fost o perioadă în care se vindea la CFR, Irina, crede-mă, absolut orice. Deci dacă aveau pe stoc băieții deștepți de care vorbești tu, DTT-ul de pureci, cumpărau 25 de tone de DTT-ul de pureci. Spunea că trebuie să dăm cu purec și gata, scăpăm de ei. Curic. Sau indiferent ce. Deci absolut orice. A fost o perioadă când CFR-ul chiar a fost devalizat. Toată lumea se miră acum că nu mai merge CFR-ul. Păi nu mai merge, Irina, dacă mă urc în tren vara și leșim de cald și mă urc iarna și trebuie să-mi fac focul pe hol. Iar, normal că nu merg, fiindcă de-a lungul timpului investițiile unde au fost? Ca peste tot. Deci n-are niciun sens să ne întoarcem în timp și să vedem iar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat.
au fost tot ăștia care sunt și acum și atunci, tot minunețile astea luminate, ei au fost, să știi tu, mințile astea au devalizat de-a lungul timpului și CFR-ul a ajuns în halul în care a ajuns, uite, de discutăm niște aberații acum, vorba aia. M-ați întrebat cum iau banii. Da. Am o adeverință din 11.10.2017 unde spune că sunt salariat cu contract cu normă întreagă de lucrez 4 ore. Același contract. Dar banii vii, da? Da. Banii eu, normal că eu. Am înțeles. Eu asta aveți o singură problemă, aveți o temere, că eu trebuie să, eu n-am apucat să discut pe asta cu Ina înainte. Acel contract trebuia să fie cu timp parțial, nici de cum cu normă întreagă. Asta este situația, înțelegeți? Deci acel contract trebuia să fie încheiat cu timp parțial, nu cu normă întreagă. Unde este avantajul, unde este dezavantajul? Păi este pentru că poi mâine eu mă judec cu casa de pensii. Dom'le, mi-a tăiat lucrat 4 ore. Ai venit din partea pensiei, că am pensie și salariu. Da. Dar cu ce fac dovada că am lucrat? Dacă acel contract încetat... Ei îi dau o adeverință. Îmi dau o adeverință. Prin care spun că are un contract cu normă întreagă. Asta înseamnă că cei de la casa de pensii... 8 ore și cu 4,12. Cei de la casa de pensii pot să-i ceară banii înapoi, toți banii pe care i-a primit în perioada asta ca și pensie. Am înțeles. Și eu mă judec cu casa de pensii după aia, că oricum m-am judecat pentru grupa întâi de muncă. Am înțeles, doamne. Recunoscută. Da.